Dragnea anunță un nou proiect de lege pentru casa regală, va trece în procedură accelerată. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat că se introduce în procedură parlamentară un nou proiect privind casa regală. Un astfel de proiect a mai fost iniciat de Liviu Dragnea și Celin Popescu Tăriceanu, dar a fost retras pentru ce era necesar crearea unei instituții care se poate primi un buget autonom de la Guvernul României. Am pregătit un nou proiect al casei regale, discutat cu dumnealor. A intrat sau urmează să intre în procedurile parlamentare. Va fi adoptat până la finalul acestei sesiuni parlamentare, a declarat Liviu Dragnea. Dragnea și Tăriceanu au retras proiectul, inițial, privind casa regală din Parlament. Solicitarea a fost făcută de ambii iniciatori și a fost înregistrat, luni, la Senat. Proiectul de lege prevedea acordarea statutului de persoan juridic de drept privat, iar fi permis familiei regale să păstreze Palatul Elisabeta, după moartea regelui Mihai. Este necesar crearea unei instituții care se poate să fie bugetat, a spus Tăriceanu, după decizia de retragere a proiectului, el precizând că o nouă inițiativă va fi depusă în Parlament.